Verebildim. Biraz böyle ilginçleşiyor. Şanssız gibi diyeceğim. Reçeli de gidiyorsun de Halloween. Primul este o vrăjitoare. Este o vrăjitoare. Pentru acest costum va trebui o pălărie, niște haine negre și o mătură. Numărul 2 este o pisicuță. Trebuie o mască de pisicuță sau dacă nu ai să te desenezi cu niște mustățele și cu un nasuc negru aici. Un costum și să-ți faci din hârtie și să o pictezi neagră o codiță. Numărul 3 ai putea să te faci ca cineva faimos. De exemplu, poți să te faci ca Nicki Minaj, ceva de genul acesta. Numărul 4, poți să te faci aur, poți să iei ceva galben pe tine și să te pictezi pe față și atât de simplu este. Numărul 5, ai putea să te faci să schelet, să pictezi pe față și ții un costum. Sau ai tu ceva negru și vechi și vrei să poți să-l pictezi, îl pictezi cu albul. Numărul 6, cred, da? Este o stea. Ce trebuie sunt niște haine galbene sau cu desenat de cum se numește, de stea și după poți să-ți pui aici pe cap o stea. Coroane foarte drăguț. Numărul 7 care ați putea să vă faceți, vă puteți face slime. E super tare și mi se pare cool. Numărul 8 este un vampir. Foarte ușor. De fapt, doar ce vă trebuie este să vă desenați niște dinți, să vă luați un costum și aici niște sânge, dacă vreți să fiți mai spirituali sau deloc. Numărul 9 este chiar super simplu de făcut. Poate unii dintre voi încă să faceți. Este, cum să zic eu? Un tufiș. Ce vă trebuie este în felul următor. Niște haine verzi. Și atâta vă trebuie. Și e foarte simplu să te faci un tufiș. Numărul 10, o cutie. Pui o cutie pe spate și pe lângă tine și totul gata. Dacă v-a plăcut să dați un like, să vă abonați la canalul meu.